10-a salariu. Sau șeful meu este un bărbat bine, îmi place nodul lui dublu la cravată. Ceva, ceva. Îmi place toaleta. Da. Pentru că vreau, eu muncesc 12 ore pe zi. Da, iarăși, și am apotetic, nevoie de niște condiții pentru nevoile mele fiziologice. Da. Exact. Se pare că un bărbat din China a avut această doleanță pentru angajator. Și a vrut, domne, să petreacă foarte mult timp la toaletă. Cade, are și omul nevoie. Și omul nevoie, normal. Și numărul mai 1 sau numărul 2? Acum nu știu. Că nu am fost acolo, că avea ușa închisă. Dar, într-o perioadă de 10 zile, care a inclus și cel puțin o zi liberă, el a fost la toaletă de 22 de ori și a stat între 47 și 196 de minute. Un job de tot. Da. Deci între 3 și 6 ore pe zi, el petrecea timpul ăsta la toaletă. Da, hai să ne înțelegem, nu era personal sanitar, nu? Nu, era ceva IT-ist. Ceva IT-ist, da, și lucra mai bine de Petron. De Budă. De Petron, da. El a vrut să fie rege, știi? Da. La cât a stat în toaletă, cred că avea furnici în talpă. Cum? Cred că avea furnici în talpă. Ai văzut că am mărțit picioarele și ai furnici în talpă. Ceva, dar cum să-l concediezi? La păi, da, productivitate zero. Despre ce vorbim? Nu cred că și-a laptopul. După el. Măi, le prea mea, încă crezi așa în oameni. Ești doar laptopul? Ești doar laptopul? Da, își lua laptopul. Productivitate, iarăși, mă întorc zero, pentru consumul de hârtie igienică al acelei companii era pe minus. Era, stai puțin, am comandat săptămâna trecută 2 paleți. Nu mai avem! Ce faci? Uite, au venit mesajele pe WhatsApp. Nicușor ne spune, neața să iubească animalele. Asta ar fi condiția pentru omul Nicușor să se angajeze la o companie. Da? Dacă ar fi să vă schimbați jobul, ipotetic vorbind, da? Ce beneficii trebuie să aibă firma, locul unde vă duceți, cu ce chestii vine angajatorul. Ia să vedem, bună dimineața, la premiera și Irinel, la anul îmi voi schimba locul de muncă pe un post ce mulți vor să ajungă acolo, pensionar cu normă întreagă. Da, iată, multe beneficii, timp liber. Pe care noi, eu și cu Irinel cel puțin, nu cred că o să le prindem. Da, la cum se schimbă lucrurile cu vârsta asta majorată la 65 de ani. Ne, și pentru oameni,